ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, este ora 13 și vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Sărbătorile s-au încheiat, însă nu și urmările lor, cel puțin pentru anumite persoane care au mâncat exagerat în această perioadă și discutăm în această emisiune despre excesele culinare de sărbători, dar nu numai, mai ales despre efectele nocive pe care le pot avea aceste excese asupra sănătății pe termen mediu și lung. Permiteți-mi să îl salut pe medicul Nicolae Fotin, invitatul meu permanent la emisiunea 360 Medical, epidemiolog și specialist în politici de sănătate publică. Bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani! Avem un an bun, domnule doctor! Să fim sănătoși! Mulțumesc pentru prezență, ca de fiecare dată! De asemenea, ni se alătură discuției în legătură video directă doamna doctor Luminița Leurzeanu, este medic primar medicină internă la Institutul Clinic Fundeni. Bună ziua! Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența, doamna doctor! Bună ziua, vă mulțumesc și eu și vă doresc la mulți ani. La mulți ani vă spunem și noi și toate cele bune. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe 360 Medical. Da, începem emisiunea așa, într-un ritm mai vesel, nu e specific pentru 360 Medical, dar tematica de astăzi este puțin mai deosebită, pentru că vă spuneam, vom discuta despre excesele culinare din timpul sărbătorilor de iarnă și nu numai. Și de Paște se întâmplă asta și la noi românii, de fiecare dată când avem ocazia să sărbătorim ceva, ne îndreptăm atenția în primul rând spre mâncare, nu-i așa? Trebuie să avem parte de o masă copioasă și după aceea restul detaliilor. Doamna doctor Leurzeanu, încep cu dumneavoastră. Din ce cauză aceste excese culinare, mesele prea copioase, care ar fi efectele nefaste asupra sănătății și care ar fi mecanismele cu influențe nefaste asupra organismului? Fiecare dintre noi suntem tentați ca de sărbători să facem abuz de anumite alimente. Și vorbim aici de lucruri pe care oamenii le știu, și anume excesul de grăsime animale, excesul poate de alcool și combinațiile acestora, excesul de dulciuri. Și toate aceste alimente intervin într-un mod mai abrupt decât în mod obișnuit asupra organismului, având țintă, așa cum cred că se știe și toți oamenii știu, ficatul, pancreasul, stomacul. În preajma sărbătorilor, alimentele grase și combinațiile și un mod anume de a le prepara, cred eu că aduc prejudicii asupra ficatului. În ce sens? În sensul că prin mecanismele de acțiune asupra ficatului, crește secreția de acid biliar, de suc gastric și poate apărea disconfortul digestiv și mai mult decât atât boli hepatice sau pot amorsa o boală mai veche. O serie de probleme, nu-i așa, care pare că vin ca un efect de domino. Pleacă de la stări de disconfort, după care sunăm la ambulanță, pentru că doar medicii pot să ne sprijine în astfel de situații dificile. Ne trezim că avem alte complicații, dar aceste obiceiuri se găsesc sau se întâlnesc doar la noi ca popor sau peste tot în lume se întâmplă asta? Nu suntem un popor frumos ca toți oamenii lumii și nu cred că avem excese mai mari decât le au alții. Nu cred că trebuie să privim așa și suntem și noi medicii putem fi să ne situăm în aceeași parte a problemei. Deci, deși dăm sfaturi și venim în sprijinul pacienților noștri și noi facem aceleași mici excese și greșeli. Și cum spuneam, toate agresiunile acestea alimentare prin cantitate, vreau să spun,
și prin combinația lor pot afecta într-adevăr ficatul, atât o boală preexistentă sau stomacul sau pancreasul, cât și pot amorsa un disconfort izolat la momentul respectiv ca efect al excesului acestor zile. Deci, practic, cantitatea ar fi problema cea mai mare și calitatea. Și calitatea lor, da, și combinațiile. Nu este corect să le amestecăm pe toate, cu precădere mâncărurile din preajma sărbătorilor, care știm că fiecare în parte are un exces caloric. Da, și excesul de caloric și de grăsimi, care față de alimentația noastră obișnuită reprezintă o solicitare. O solicitare pentru sistemul digestiv cel mai des. Și cum spuneam, grăsimile, băuturile carbogazoase în exces, alimentele preparate termic într-un anume fel, alcoolul, da? Am înțeles. Domnule doctor Fotin, foarte bine ne-a făcut o prezentare generală, doamna doctor Leurzeanu. Aș vrea să vă întreb dumneavoastră aplicat, care ar fi efectele nocive asupra acestor excese alimentare, asupra ficatului, cauzate de aceste excese alimentare, da, asupra ficatului, și cu precădere la persoanele care deja suferă de anumite afecțiuni, cât de rău le face o masă incorrectă sau două, trei, nu știu, cât țin sărbătorile să aibă aceste derapaje culinare? Ar trebui ca pacienții, să zicem, ca să răspundem la întrebarea, cei deja cu afectare hepatică și nu numai aceștia, și persoanele care nu se cunosc sau sunt perfect sănătoase, ar trebui să știm câteva principii de bază. Știm deja că ficatul este un organ important al organismului nostru, cel mai mare organ, este numit uzina organismului de către europeni, care are rol, pe lângă rolul lui fiziologic, în procesul de digestie, de digerare a alimentelor, de transformare a principiilor alimentare în energie, care ne ajută să desfășurăm activitate hepatică, trebuie să le reamintim pe cele mai frecvente. Ficatul gras. Auzim de această patologie destul de frecvent în populație, ea fiind cu o prevalență de 20-30% în populația generală. Ficatul gras sau steatoza hepatică, care ea în sine este rezultatul unei abordări, a unui stil de viață nu tocmai sănătos. Ficatul mai are și o altă denumire, este numit victima alimentației incorrecte. Prin urmare, acest lucru se traduce de cele mai multe ori prin apariția acestei steatoze hepatice, a ficatului gras, non-alcoolic, pe care o descoperim întâmplător la o ecografie. Ni se spune, ai ficat gras. De anumite grade, nu intrăm în detalii. Dar sunt și alte patologii. Hepatitele virale, de cele mai multe ori, ABCDE, hepatitele toxice, medicamentoase, hepatitele autoimune, boala Wilson, hemocromatoza, diverse patologii hepatice pe care oamenii și le cunosc sau, dacă nu le cunosc, le pot afla în cursul vieții. Legat de combinația alimentară despre care doamna doctor tocmai ne-a povestit, trebuie să știm de asemenea că este necesar, și dacă vorbim de excese, un echilibru. Sigur că sărbătorile ne plac, suntem un popor cu o tradiție alimentară frumoasă, care pregătește alimente bune de sărbători, trebuie să recunoaștem. Ideea este aceea de a păstra un echilibru și a cunoaște niște principii de bază legate de combinarea acestora. Chiar dacă masa este plină, nu înseamnă că trebuie să consumăm tot ce se află deodată. În masă. Exact. Deodată. Ficatul, spuneam că ajută la detoxifierea organismului și mai trebuie să știm că atunci când facem aceste excese pe care le putem întâlni cu ocazia, nu știu, utilizării de preparate grele, să le spunem, prăjeli, untură, margarine, frișcă, creme, mâncăruri pe care noi popular le spunem mâncăruri grele, trebuie să ne gândim
că ficatul nostru lucrează peste program și că el este supus unui stres suplimentar care poate afecta funcționarea corectă a acestuia. Ca să vă dau exemple, putem vorbi de, nu știu, alimente bogate în proteine. Bogate în proteine, cărnuri multe, care pot fi grase, depinde acum și de modul în care ele sunt preparate. Una este să fie preparat scufundat într-o prăjeală în ulei sau la cuptor sau la abur. De obicei, persoanele care mănâncă un regim hiperproteic, poate unele cu scopul de a aduce într-o cantitate crescută acești nutrienți, proteinele, o fac în detrimentul aportului altor nutrienți. Și atunci trebuie să ne gândim că o cantitate crescută de proteine adusă la o masă necesită un efort suplimentar din partea ficatului, poate de două ori mai mult, pentru metabolizare. Grăsimile, cum spuneam, diversele tipuri de grăsimi, colesterolul, alimentele care conțin colesterol, prin exces ajungem să se depună inclusiv la nivelul ficatului și vorbeam de steatoză. A menționat doamna doctor alcoolul. Iarăși, excesul de alcool determină afectare hepatică, sigur cu variabilități individuale ale instalării toxicității. Știm, de exemplu, că riscul de toxicitate la femei este mai accentuat la cantități de 2-3 ori mai mici decât cele pe care un bărbat le poate consuma. Alimentele bogate în sare pot conduce la retenția de apă, la fel cu creșterea presiunii asupra funcționării ficatului. Ca și concluzie, echilibru este cel care trebuie să domine și aceste sărbători și, sigur, cum spuneam... Și viața noastră, în general. Da, trebuie să considerăm că nu doar tipul de masă este cel care ne asigură premisele unui ficat sănătos, ci un complex de regim de viață care implică orarul meselor, activitatea fizică, absența activității fizice sau inclusiv orele de somn. Un complex pe care îl numim regim de viață sănătos, care asigură premisele unui ficat sănătos. Am înțeles. Doamna doctor Leurzeanu, care ar fi cei mai vulnerabili pacienți și ce complicații ar putea face acești pacienți din cauza exceselor alimentare? Cei mai vulnerabili pacienți sunt pacienții care au deja o afecțiune hepatică, cum a spus și domnul doctor, colegul meu, cei cu hepatite virale sau hepatite toxice sau cu alte boli hepatice. Sunt pacienții care au deja un grad de steatoză hepatică, steatoza hepatică și boala ficatului gras, fiind o afecțiune a omului modern. De asemenea, sunt pacienții hipertensivi, sunt pacienții cu sindrom metabolic. Sindromul metabolic fiind o asociere a unui complex de patologii, hipertensiune, diabet sau toleranță alterată la glucoză. Și aceștia sunt pacienții vulnerabili, sunt pacienții care sunt supraponderali sau pacienții care au obezitate, sunt pacienții hipertensivi. Ei reprezintă poate grupa de risc și nu numai ei. Și omul sănătos poate deveni la un moment dat candidat, în ghilimele, al unei patologii fără să fie ceva preexistent până la acel moment. Domnule doctor Fotin, care ar fi situațiile în care trebuie să ne prezentăm la medic? În cazul în care nu ne simțim tocmai bine în urma unui exces alimentar, știm, am mâncat prea mult, am consumat prea mult alcool, poate, și deja un medicament care să ne ajute la digestie nu este suficient pentru a ne reveni. Care este situația în care apelăm la medici? Pentru că de fiecare dată de sărbători știm, sunt supra-solicitate serviciile de ambulanță. Acum, dacă ne referim la afecțiunile ficatului,
Știm că de obicei ficatul ajunge să doară doar în cazuri extrem de bine documentate și de obicei în patologii în stadii avansate care implică, în fine, capsula hepatică. Expunerea acestuia la anumite excese alimentare, să spunem, luând de exemplu perioada de sărbători, poate să determine, eu știu, simptome mai nespecifice, cum ar fi, nu știu, oboseala, senzația de balonare, aspecte, scăderea apetitului, într-un mod și firesc, de altfel, după apariția, după niște excese alimentare. Prin urmare, aceste patologii vor fi diagnosticate urmare unor analize de sânge sau a unor ecografii făcute după o discuție cu medicul. Important ar fi ca discuția sau adresabilitatea către personalul medical să existe cumva înainte, dacă nu o cunoaștem, în Adică sensul să de a fim avea foarte bine informați, să ne documentăm și să știm exact care ar fi înainte. momentul în care trebuie Exact. să apelăm la un specialist. Exact. Există și poate doamna doctor o să ne explice un concept nou apărut în serviciile medicale, acelea de consiliere medicală, medicul concierge, care pune premisele activității pe această prevenție despre care încercam să dau exemplu, aceea de a preîntâmpina apariția unor probleme, chiar și urmare unor excese, prin faptul că există un medic care cunoaște istoricul nostru, ne cunoaște tipul de profil, antecedentele pe care le-am avut, integrează aceste informații și poate să ne dea recomandări legate de conduita pe care trebuie să o avem în preajma sărbătorilor sau nu numai de sărbători. Chiar o să o rog pe doamna doctor Leurzeanu să ne vorbească despre acest nou tip de asistență medicală, după cum spunea domnul doctor Fotin, mai ales că în această perioadă spitalele sunt aglomerate și în curând vor fi supraaglomerate din cauza contextului pandemic și știm că de foarte multe ori primează doar urgențele. Adevăratele urgențe, nu știu, mă refer aici la accidente auto, operații care trebuie efectuate de urgență și spuneam, serviciul de ambulanță este supra-solicitat în contextul COVID-19, în contextul pandemic. Vorbiți-ne despre aceste alternative, doamna doctor. Da, este un pentru atât pentru medici cât și pentru pacienți. Ultimii 2 ani au fost o mare provocare și corpul medical uneori poate a fost supralicitat de solicitările care au trecut în plan secund. În ce sens? În sensul în care cel mai frecvent au fost dedicat timpul, mare parte din spitale a fost ocupat de contextul pandemic, bolile rămânând patologia rămânând aceeași și a trebuit să răspundem tuturor provocărilor care au rămas aceleași. Întrebarea era. Dacă există în acest context în care ambulanțele, serviciile medicale sunt supra-solicitate și medicii vrând să vină în sprijinul pacienților, da, există un serviciu ca o propunere, ca o alternativă. Se vorbește mai nou în România de serviciul de concierge medical. Concierge medical este un serviciu de asistență medicală personalizată. Personalizată în sensul în care pacientul se adresează unui medic care
face același lucru pe care le face în mod obișnuit, și anume obține un istoric al pacientului anamnestic, antecedentele pacientului și toate informațiile necesare de profesia lui, de condițiile de muncă, și încearcă să le integreze și să facă niște pași în legătură cu pacientul cu care vine în contact, astfel încât acestuia să-i fie mai ușor, prin această asistență medicală de tip concierj, să acceseze un serviciu mai rapid. Mai Deci, rapid în condițiile în care... Practic, doamna doctor, noi putem să avem propriul consilier în sănătate un publică, consilier. să Da, un înțeleagă consilier. telespectatorii, propriul consilier care să ne îndrume corect spre a lua anumite medicamente, spre a nu lua anumite suplimente, de exemplu, sau spre a avea un stil de viață sănătos. Medicina modernă, beneficiind de atât de multe specialități, există această posibilitate ca un medic care integrează toate aceste informații ale pacientului, cele medicale și contextului personal, cel de serviciu și de muncă, să vină în sprijinul ordonării și al coordonării informațiilor, strângând informațiile medicale necesare, astfel încât să poată mai ușor să pătrundă și să aibă acces la serviciile de care sunt necesare pentru patologia fiecăruia în parte, în ideea de a obține un diagnostic corect, în timp util, eficient și mai rapid. Platforma de tip concierj vine ca o propunere, ca o completare a unui sistem care este existent și poate aduce un plus de rapiditate în adresabilitate, amabilitatea și promptitudinea medicilor fiind la fel ca peste tot. Și este poate o un aspect foarte important ar închega cumva mai mult relațiile între medic și pacient, care în momentul de față nu le văd la un nivel foarte înalt. Trebuie să luăm o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi, bineînțeles, doamna doctor Leurzeanu, și îi rog și pe telespectatori să facă același lucru. În câteva minute vom continua discuția și o să vedem aplicat. De exemplu, un pacient cu afecțiuni hepatice. De ce ar trebui să apeleze la un medic concierge? O să-mi răspundeți după o scurtă pauză. Revenim imediat. Am revenit în direct, în continuare alături de noi, în legătură video directă, doamna doctor Luminița Leurzeanu, medic primar medicină internă la Institutul Clinic Fundeni și, cum deja au obișnuit, domnul doctor Nicolae Fotin. Doamna doctor Leurzeanu, le promiteam telespectatorilor că vom discuta aplicat cu privire la această consiliere pe care pacienții o pot primi din partea unor specialiști. De pildă, un pacient cu afecțiuni hepatice, pentru că tot am vorbit despre excesele alimentare astăzi, cum ar putea să fie ajutat, sprijinit de un concierj? Concierj, această nouă abordare presupune o întâlnire care inițial poate fi este lăsată astfel încât să vină în întâmpinarea pacienților noștri. Poate fi făcută online sau poate fi făcută direct, în direct, contactul direct cu pacientul este întotdeauna salutar, după părerea mea, dacă îmi dați voie. După la această primă întrevedere, așa cum spuneam, se obțin datele pe care un medic le obține în mod obișnuit, anamneza, cum spunem noi, și anume istoricul medical personal al pacientului, cu datele lui personale, cu antecedentele heredocolaterale, adică cele care țin de familie și de background-ul lui genetic, condițiile de viață și de muncă. Și vorbim de un pacient cu patologie hepatică, de exemplu. Și medicul, la această primă întrevedere, pe lângă toate aceste date, oferă pacientului o ecografie și un plan, se stabilește un plan, încercând să stabilim o legătură personală cu pacientul, ca și empatie și ca și
timp poate mai mult alocat în aceste condiții decât își poate permite un medic în spital să acorde. Nu din neglijență, ci din lipsă efectivă de timp. Concierge, practic, medicul concierge vine în întâmpinarea pacientului său prin disponibilitate poate mai bună de timp și oferă, după ce strânge toate aceste date, un plan pe care, împreună în funcție de timpul pacientului, fiind oameni ocupați, fiind oameni cu probleme, în funcție de timpul acestuia, decide pașii care sunt necesari pentru elaborarea unui diagnostic corect și complet, a unui plan terapeutic în timp, în funcție de specificitatea fiecărui caz în parte. Practic, un sprijin pe care pacientul are mereu în soluționarea sau preîntâmpinarea problemelor de sănătate. Exact. Există ceva abonamente? Este... Cum se încheie această colaborare, dacă vreți, între medic și pacient? Care, da, se adresează tuturor pacienților și se stabil, ca și când pacientul face parte dintr-un club, un club de sănătate privat, să-i spunem, nu găsesc o altă formulare. În care este foarte bine să ne înțeleagă telespectatorii. Cu cât vorbim mai puțin în termeni mai alambicați, cu atât mai bine să ne facem înțeleși. Vă rog. Un club privat în care pentru o anume sumă, să spunem, există, pe lângă contactul inițial, există posibilitatea unui abonament care este standardizat în trei tipuri de un pachet minimal, standard și un pachet mai complet, care nu cum să spun eu, nu impune o strictețe foarte mare a serviciului acordat în funcție de... Este doar orientativ ca să avem o încadrare. Și pacientul, adresându-se medicului concierj, va fi, cum spuneam, ghidat de ce consulturi eventual are nevoie, de ce pași pentru completarea diagnosticului sau pentru, evident, pentru terapie, pentru supraveghere în timp. Este o invitație atât pentru oamenii care au deja o patologie, cât și poate în vederea prevenției. Sunt oameni care vor un sfat și vor o coordonare, o idee, un ajutor în domeniul medical, așa cum se acordă consiliere și consierși pentru alte domenii. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Leurzeanu, pentru prezența în emisiune și pentru toate și aceste lămuriri pe care ni le-ați oferit. Probabil mulți dintre dumneavoastră, stimați telespectatori, își adresează întrebarea de ce să nu merg la un spital privat, de ce nu, dacă tot vorbim de servicii private, în care să beneficiez de tot acest pachet despre care vorbea doamna dr. Leurzeanu. O să ne explice domnul dr. Fotin după o scurtă pauză exact despre ce este vorba și tot atunci o să vedem și care sunt sau care au fost cele mai accesate știri pe platforma 360medical.ro. Revenim imediat. Am revenit în direct și vorbeam în ultima parte, înainte de publicitate, despre acest concept de asistență medicală concierj. Vă promiteam că o să ne lămurească domnul dr. Fotin de ce am alege serviciile unui medic concierj în detrimentul unui abonament la o clinică mare cu specializări de toate felurile în care putem să efectuăm analize medicale, să avem parte de asistență medicală și așa mai departe. Analizele le putem obține și prin intermediul medicului concierge, dar și prin clinicile obișnuite. Ca să fiu cât se poate de scurt, acest concierge presupune consilierul meu medical. Un prieten, un apropiat, care îmi cunoaște istoricul medical, care are capacitatea de analiză și de a integra informațiile medicale, astfel încât să-mi ofere cele mai bune sfaturi și eventual să mă și ajute cu momentul sau
sau programările către alți specialiști pe care consierjul nu le poate acoperi, de a discuta pendelete. Cum zicea doamna doctor, diferența este aceea de disponibilitate prin faptul că medicul consierj își poate limita numărul de pacienți pe care îi are apropiați, cum iarăși spunea destul de frumos, un club de prieteni, de a integra aceste informații medicale, de a îmi alege cele mai bune măsuri de prevenție tocmai în baza cunoașterii, că vorbeam de problemele hepatice și excesele. Ce este exces pentru dumneavoastră nu este exces pentru mine. Un consilier medical poate, prin această cunoaștere, să-mi stabilească cele mai bune măsuri de, inclusiv de a face excese. Am înțeles. Vă mulțumesc tare mult, domnule doctor Fotin. Ne revedem și săptămâna viitoare. Vă aștept cu drag la emisiunea 360 Medical. Repede, repede, pe final o să vedem și care au fost cele mai interesante din punctul dumneavoastră de vedere știri de pe platforma 360medical.ro. Cea mai accesată știre a fost cea care face referire la topul celor mai importante proiecte legislative din sănătate ce ar trebui adoptate în anul 2022. Datele au fost prezentate de doctorul Laszlo Otilo, secretar în cadrul Comisiei de Sănătate din Senat, într-un interviu acordat 360medical.ro. Se face referire deosebită la adoptarea legii vaccinării și normele de aplicare a legii prevenției și depistării precoce a diabetului, însă găsiți articolul complet pe 360medical.ro. Tot acolo să vedeți detalii și despre un mecanism biologic descoperit de cercetătorii din Israel, care ar putea îmbunătăți semnificativ tratamentele pentru cancer. De asemenea, o altă informație importantă din domeniul medical este cea care face referire la un nou dispozitiv pentru tratamentul anevrismului cerebral, care a fost testat cu succes într-un studiu internațional. Dispozitivul poate deveni o alternativă viabilă de tratament pentru pacienții care nu au acces la intervențiile medicale obișnuite. Atât pentru astăzi la emisiunea 360 Medical. Sunt Aleta Sângiorzan, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc să aveți o duminică excelentă în continuare. Numai bine!